Cea de-a 23-a ediție a Salonului Hunădorean al Cărții s-a încheiat. Valoarea evenimentului a crescut an de an, fiind recunoscut și apreciat la nivel național, dovadă numărul mare al personalităților invitate, dar și al editurilor participante. Dacă în urmă cu 20 de ani participau mai puțin de 10 edituri, anul acesta aproape 100 de instituții care joacă un rol important pe piața culturală de carte au avut standuri la Salonul Hunădorean al Cărții. Printre oaspeții din acest an ai Salonului Hunedorean al Cărții, ediția 23-a, s-a numărat și cunoscutul medic, conferențiar universitar, dr. Radu Țincu, prezent la DEVA pentru a-și lansa recent volumul intitulat Învinge dependența. După Horațiu Mălăele, părintele Necula și preotul Francisc Doboș, care au dat curs invitației la evenimentul organizat de Biblioteca Județeană Ovid Însușeanu Hunedoara DEVA cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Dr. Radu Țincu a încheiat ediția din acest an a evenimentului, considerat un regal al cărții. Prezența domnului dr. Radu Țincu are menirea să ne sensibilizeze prin intermediul cărții sale Învinge dependența la un subiect care devine tot mai îngrijorător, la un fenomen care pare că se răspândește și nu poate fi oprit. Este o carte mai necesară ca oricând, o carte care este o adevărată mână de ajutor întinsă spre cei care au suferit sau suferă de această dependență și care lovește însăși fibra unui popor. Publicul țintă al acestei cărți îl formează părinții, medicii, tinerii, psihologii, profesorii, oricine a trecut prin experiența traumatizantă a dependenței față de droguri în principal și expune pe înțelesul tuturor cauzele multiplelor dependențe din societatea modernă. Unde este rădăcina răului? Unde trebuie să atacăm? Rădăcina răului în adicție derivă din faptul că avem tot timpul senzația că drogurile ne rezolvă problemele, pentru că reprezintă o cale prin care ne detașăm de lumea reală și intrăm într-o lume imaginară, într-o lume unde pare că timpul și spațiul curg mai lent, avem mai mulți prieteni în lumea asta imaginară și în acest fel fugim cumva de problemele noastre cotidiene. Însă, de cele mai multe ori, această pendulare într-o lume reală și o lume imaginară duce la apariția stărilor de depresie. Mulți din pacienții consumatori de alcool și droguri devin depresivi pentru că la un moment dat chiar și ei își dau seama că s-au amăgit alegând să trăiască într-o lume alternativă pe care nu o pot atinge în mod palpabil. Eu cred că principalul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne evaluăm psihologic, pentru că este clar că cu toți avem probleme, doar că unii dintre noi recurgem la rezolvarea acestora pe calea drogurilor. Cred că un psiholog ne poate ajuta să găsim și alte variante prin care să ne rezolvăm problema, pentru că toate aceste probleme se agravează. Interesul tot mai crescut al participanților și publicului pentru Salonul Hunedorean al Cărții demonstrează că printre puținele dependențe care nu duc în timp la alienarea mentală este cu certitudine dependența de carte, de citit, de cultură. La finalul întâlnirii, domnul dr. Radu Țincu a primit din partea Bibliotecii Județene o diplomă de excelență pentru profesionalismul și dedicarea cu care se implică în soluționarea unor probleme stringente din domeniul sănătății. Iată, ne ajungi la finalul unui regal al cărții. Acest salon a demonstrat încă o dată că hunedorenii citesc, că își doresc în mijlocul lor personalități de anvergură din lumea medicală, din lumea spirituală, din lumea muzicii, din lumea culturală. Și ne-a mai demonstrat un lucru, că în competiția carte tipărită internet, dreptul la cetate îl deține încă paginile pe care le răsfoim, le citim, le purtăm cu noi și din care le citim pasaje îndrăgite, pline de învățăminte. Mulțumesc tuturor celor care au trecut pragul pe parcursul celor 4 zile.